un topor, motherfucker. Salutare, eu sunt Cristi și astăzi o să jucăm un joc pe care eu unul l-am ignorat câțiva ani buni de când a apărut prin 2008. Este vorba despre jocul Prince of Persia 4, sau mă rog, doar Prince of Persia, pentru că de ce puteau să-i pună și ăștia un nume ca lume? No, Prince of Persia. Bun, ideea e că n-am jucat niciodată jocul ăsta și după cum probabil știți unii dintre voi sau nu știți, seria Prince of Persia... Stai, ce făcuși? Seria Prince of Persia, așa stai să nu intrăm în tâmpenii. Seria Prince of Persia este una dintre seriile mele favorite. Am jucat primele 3 jocuri când eram mai mic și mi-au plăcut la nebunie. Practic, astea sunt cele mai memorabile jocuri din copilăria mea. Jocurile cu Prince of Persia. Mă rog, printre jocurile cele mai memorabile. Atât că este singura serie pe care am ținut-o minte toate. Adică toate cele 3 jocuri le-am ținut minte. Oricum, ideea e că am jucat For the Forgotten Sand, dar pe ăsta nu. Și probabil că știu că nu o să fie chiar așa de apreciată seria, dar este un joc cum ar veni mai special pentru mine, pentru că seria mi-a plăcut și chiar și Forgotten Sand, să zicem, a fost jucabil. A fost chiar ok, deși l-au plasat prost ca timp, ca acțiune, în fine. Vreau să jucăm și acest joc să vedem cum e. Vreau să știți că dacă seria se închide la un moment dat, random, oricum o să anunț, asta e pentru că nu mai vreau să joc jocul, pentru că s-ar putea, e prima dată când îl joc. Nu am încercat niciodată să-l joc, dacă vă uitați, stați așa. Dar normal că nu pornește chestia aia de la Steam, bineînțeles, să vă arăt că am jucat 10 minute cât am intrat acum și mi-am setat opțiunile. Bun, ideea e că vreau să trecem prin acest joc împreună și să vedem ce o să iasă. Cum am zis, dacă o să termin seria, înseamnă că la un moment dat o să mă enervez pe joc și o să cedez. De obicei nu prea trenez la jocuri, mă rog, la jocuri, nu la serii, știu ce vă gândiți acum. Dar în caz de ceva, oricum, dacă vă place seria, nu este să apăsați un like. Bun, am zis și asta, de acum nu o să mai zic în această serie, am zis măcar pe primul ăsta, hai să-i dăm bice. Ok, loading into the storm, am dat space. Sper că m-a băgat în joc, nu în altceva. Mhm. Interesant. Și deci gândiți-vă că grafica e dată la maxim acum. Copacul arată ciudat. Bine, e 2008. Deci să zicem că e ok. Unaware of the world around it. Whirling on the breath of the gods at the mercy of the storm that engulfs it. What is one grain of sand in the desert? One grain amongst the storm. Doamne, ce chiorete ești. Oh, Batman! Ok, trebuie să recunosc că asta a fost destul de fain. Mamă, ești nebun și îi lasă mușchi la vedere. What the fuck? Ce pula mea? Iar e domnul Prince Charming, am înțeles. What the fuck, man? Ok, hai să mergem. Bun, nu e chestia aia întoarsă. Mamă, cât de aiurea mi se pare că se mișcă. Acum am înțeles, acum mi-arată cum să sar. God fucking damn it. Vă dați seama? Ce pui mei, bă? Ați văzut și voi asta? Ai, ai, ai. Ciudate mecanici, dar e ok. Mă pot acomoda, să zicem. Bun.
mecanicile sunt ok pentru un joc Prince of Persia, să zic așa, deci mi se pare puțin cam aiurea chestia cu... cu ghearele. Oh! A prins-o. Și eu stau și mă uit. Hey! There's no need to get nasty. We can talk about this. Okay, so you're not a conversationalist. Wow. Stai. What? During an enemy combo, you can only block or deflect. La foc. What the fuck? Pe de o parte combatul mi se pare destul de fain. Ok, aparent și tipa aia e destul de OP. Farah, I heard you yelling. You and your girlfriend should get out of here. Girlfriend? Farah's not my girlfriend. She's my donkey. Ce pula mea. Risking your life for a donkey? She's a good donkey. That and she's carrying a king's ransom in gold. Just get out of here. If they don't see you with me, you'll be all right. Hey, you! You want to time your advice better next time? Hai, nu spune că așa învață și el chestia asta. Bine, probabil că așa mă învață pe mine. Holy fuck! Și îmi place că aia stă acolo, pur și simplu, stă. Serios. Bă. Nu mă înțelegeți greșit. No, he's nothing to do with this. No! No. Oh, Chris! Shit. Bă, stai, ce? În primul rând, cum îi știe numele dacă nu i-a zis-o? În al doilea rând, ce pula mea? Hai da. Right. And you being able to do magic isn't anything to do with why they're trying to kill us. They're not trying to kill us. They're trying to kill you. Okay, fine. Keep your secrets. But at least tell me how to escape. No, I can't leave. I've got to get to the temple. Ma ce pula mea, mă. No, bun, toate ca toate, dar acu ce facem? Unde mergem? O car așa pur și simplu până unde? Că... nu pot să sar sau să fac șmecherii cu ea. Ah, ok, cutscene. Drăguț. Release her! I have lost my donkey, fallen down a cliff and had a rock dropped on me. I'm not in a good mood. Ți-ai pierdut măgarul? Let her go. It's you she's running away from. Ok, deci stai așa. Deci, și-a pierdut măgarul, a căzut într-o groapă și a căzut o piatră în cap. Ce s-a întâmplat cu tipul Badass care era tipul ăsta acum un joc, știi tu, două jocuri, trei jocuri? Stop, îmi prestă tu talk to Erica. Elica. Apăstă! Wow. Serios. Bă, what? Și stai, tu vrei să-mi zici că acum nu mai folosesc dreapta ca să merg pe perești împenit de genul? Ok. Sau parcă n-ai ținut, nici nu mai țin minte de fapt. Bă, dar parcă foloseam totuși. În fine. Combatul e destul de lejer, stai.
Ah, ok. Acum... Ce-a fost asta? Stai că... Tu chiar trebuie să-mi arăți în fiecare de asta că trebuie să blochez în puii mei. Hai. Sunt sătul de cât un singur inamic, adică nu știu, se pare destul de repetitiv. Bine, are ceva mișcare asta, dar probabil că astea o să fie toate. Serios? Azi nu mai toc pe You have deflected. Oh, you can also counter attacks by pressing space. Așa, or... așa. Ok. Ce dracu să mai... care-i mort? Ah, ok, să înțeleg că ăsta o să fie bossul final sau ce? Sau de fapt o să fie primul boss, nici nu știu. Ok. Oh, uite un copac. Și asta cum a coborât? Ai, 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 ai. Mă, ce pot să zic? Pe de o parte, jocul mă face să-l joc, nu știu, e așa cheesy. Știe, ca și cum nici n-ar fi în serie. Probabil că de asta nici nu l-au numit cumva, ci să fie diferit. Oricum, n-are timeline-ul seriei. Ăsta e total diferit de, știți voi, caracterul obișnuit care trebuia să fie prințul. Adică puii mei, tipul ăla badass care moare pe toată lumea, nu prea stă foarte mult la vorbăraia ăsta, vorbește de măsaturi eu, deja. Așa. What are you doing up there? Get that end and push. What's in the temple? Ai, serios, cu asta trebuie. Is there gold in there? I can't see anyone following. We should hurry. Mamă, cât de... Aiurea, se vede camera. Bun. Că bine... Stai. Cât de ciudat mi se pare cu gheara aia, frate, totuși. Ahriman. Kills people, destroys cities, scares naughty children. De ce trebuie să zbieri în pula mea? Ok, voice acting-ul mi se pare cel puțin nașpa. Nu zic că ar fi fost mai bun în alte jocuri, dar măcar nu, măcar nu vorbea așa de mult încât să-ți dai seama că e un voice acting nașpa. Ok, și acum ce? Gen, văd că eu edita mai camera, care... Ok, mergem acolo. Da. Am zis că mergem acolo. Bun, tempul mei. N-ar trebui să... Ok, deci nu trebuie să oprim pe asta. E un copăcel aici. Thank you for helping me reach here. But now you should go. You want me to go? Just like... Erica! Get back. I've got this. Ok, cum ziceam, primul boss sau cea de genul. I cannot lose you again. Father, no, I beg of you. Father? Stai, trebuie să mă bat cu ăsta? Gen, pe bune? You will not take her from us. Și de unde știu când e ăsta rănit și că nu? Adică în afară de faptul că e roșu în colțuri și tâmpenie de genul. De ce n-am vibară de viață în puii mei? Ce? Your attack has been deflected, hold, așa. Wow! Tătică! Nu suntem la circ în puii mei.
În sfârșit am văzut și o mișcare executată ca la asta, deci. Așa. What the fuck? Mamă, ce bătaie de ăsta. Totuși, mă stresează că nu am pic de viață sau ceva, în puii mei. Deci vă dați seama că dacă nu poți dau timp înapoi folosind nisipurile. Apoi, frate, să-mi trag palme, ce legătură mai are jocul? Adică unde mai e farmecul? Despre asta este Prince of Persia, adică asta e esența. Wow. Dă timp, puii mei. Ok, și ăsta două leacă. Dar știu că dă în mine. Bine, nu are altă mișcare. Și bineînțeles că singura lui mișcare care nu folosește săbii pare că este singura care îmi dă damage, pentru că nu e stare. Opa. A, du-te în puii mei. Iar... ok, gata, e mort. Mă rog. Fainted. No, father, no. A tăiat copăcelul, ce pula mea. Ce treabă are asta cu orice și de ce s-a întunecat? Ce-i copacul ăla în pula mea? Am trecut de la nisipuri la copaci? I think we just fucked. We need a better plan. That was a better plan. What was that? I-a dat un picior și asta a fost... Stai, e? De ce aș face așa ceva? Ok, înțeleg oarecum? Stai. Înțeleg logica. Pe de o parte. Pe de altă parte nu înțeleg de ce aș face asta, pentru că oricum atacurile mele îi dau destul de foarte mult damage. Și nu înțeleg de ce Dumnezeu se mai pune ca sistem de blocare, adică în puii mei, în jocurile anterioare... În jocurile anterioare ăsta... Ăsta ținea cum se numește, ăsta te făcea gardă la spate, adică te sabia la spate și se ferea. Bun, și acum ce dracu trebuie să facem? Bănuiesc că trebuie să sărim pe acolo. Pe de o parte nu e rău că mai poți să fii și bătut, dă un pic de dificultate jocului, pentru că în celelalte jocuri... Oh, stai. Ce? Ah. Nope. Shit. Ok. Știi ce nu mai, știi ce nu-mi place? Știi ce nu-mi place? Că dă instrucțiunile. Gen, eu sunt pe PC și îmi dă instrucțiunile cu verde, cu morților, cu ce dracu da acolo. De însă știu ce trebuie să, ce trebuie să apăs. Ok, hai pe sus. Sau nu trebuie să mergem pe aici. Wow, altul. Și chestia asta o să devină plictisitoare în puii mei dacă de fiecare dată mă pune să mă apăr în halul ăsta. Ce a fost asta, doamne? Și animația e broken în puii mei. Ok, l-am aruncat. Deci într-un fel e bine. Ui, dă cap. Ok. Privind partea bună, măcar tipul asta la așa ceva se descurcă pe cont propriu. Hup!
Dacă aia e apă, stai, deci while jumping, please... Ok, stai. Wow, ok, asta e interesantă, asta da. Știi, într-un fel e bine să încurajezi munca în echipă și să dai mecanicile astea, adică dacă tipa aia când dăteai atacurile cu E, cu magie, între ghilimele, pe acei mobi, dar că ar fi dat mai mult damage, atunci dar fi fost genial. Ce pula mea, vorbește chestia. You shall watch the ending of the light. Or is it just your father who wants to end the world? Do you think I've wanted any of this? Well, what do we do now? Presuming the great god of darkness doesn't just squish us flat. He can't have escaped yet. Not fully. The temple must still have the power to contain him. Something's happened to the fertile grounds. If we can get to them, we might be able to stop Ahriman escaping. The fertile what? This land was built to keep Ahriman here. Înțeleg, I see. Da. The temple feeds the tree. We have to stop him. We have to get out of here. Fine, run. But you're not going to get very far. Oh, I was on my way home. I had more gold than you could... I'd have had wine, women, I'd have had carpets this thick. Now I'm stuck with an angry god and a crazy woman. Frate, ești prins în pizda mătii. Mă rog, ce-i drept e drept. Frate, tu e prins de drept, dar asta nu mai contează. Ai... We'll have to get to these four. Then we can see what's happening. If I ever find that dog. Very amuzant. Very, foarte amuzant. Ok, avem harta care arată oribil. Oh, doamne. Welcome to the map tutorial. Avem până și... Ok. These lands are locked. You will need to activate a power at the temple before you can reach them. Ok. Deci eu nu pot să mă duc pe nicăieri, eh? Ok, nu pot să mă duc pe nicăieri. Power plates can be activated at the temple when Elika has enough light seeds, okay? You need to choose a destination, Kappa. Use to highlight your chosen destination, then press to set it, okay? Nu e ca și cum chiar aș avea cum să aleg gen... Ok, deci văd că ăsta e ceva gen cu aer, ăsta e cu... Nu știu, ăsta e cu... Nu știu și ăsta e cu... Nu știu, hai să mergem pe aici. Așa, gata. Now that you have set a destination, you can exit the world by pressing. Așa, gata. Ok. Press to see the path. Ok, hai să mergem. Da, și jocul ăsta este la fel ca în BioShock unde mi-arată exact drumul pe unde să merg. Stai, stop and press T to walk to Elika. Mersi. Asta a fost de foarte fucking ajutor. Ok, deci bănuiesc că mergem bine. Ai, în fine. Bă, ce pot să zic? Hai că cred că ajunge pentru episodul ăsta. O să închem aici. Banda Victoria, am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne-am zis data viitoare. Bye, bye, bye.